Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vreau să vă arăt niște trucuri, niște scheme pe dreapta. Cred că le știți, dar vreau să vi le arăt. Și după ce vi le arăt, o să băgăm un match. O să jucăm cu Leicester ăsta. Nu știu dacă o să ne bată, habar n-am. Sper să nu ne bată, dar mai întâi hai să dăm un try, să vă arăt câteva scheme. Bun, în primul rând, cred că știți. Dacă dați în sus de ecran, faceți asta. Dacă mai dați o dată, la fel. Și asta este braziliana și șutați. După, dacă dați cu degetul pe ecran și stați pe loc, face asta. Dacă mergeți și faceți așa, cum ar fi face un dribbling. După dați așa cu degetul, ar trebui să facă ruleta. Nu mai știu sigur. Uite, nu? Nu așa. Era cumva, trebuia să dai cumva cu degetul. Bun. A doua, o să vă arăt foarfeca. Deci o să centrezi de ăsta. La unele mișcări vă trebuie jucători nu chiar foarte bun, dar bunicei. Hai să vă arăt. Centrăm și apăsați așa pe ecran de multe ori. Am făcut un fel de farfecă, numai că n-a prins mingea. Hai că mai încercăm o dată. Nici eu nu le știu, dar m-am uitat pe YouTube și na. Și mi-a spus cineva că nici eu nu știam cum se fac schemele. Bun, stai că n-am centrat bine. Mergem cu caracterul ăsta. Centrăm. Cu caracterul cu omul ăsta. Și da, nu ne-a ieșit aparent. Dar cam așa ceva trebuie să fie mingea în aer, să apeși pe ecran. Bun, mai vă arăt o farfecă. Scorpionul nu știu cum se face. Dacă știți, voi puteți să scrieți. Da, știți că puteți să faceți braziliana. Și poți să faceți, să faceți farfeca de jos, cum ar fi. Uite așa. Stați că o să încerc fix acum. Să-mi dea asta mingea. O să încercăm cu verti ăștia. Cu verti ăsta. Ah, da, ne trebuie. Trebuie să încerc mai mult cu ăsta, pentru că mă enervează arbitru, stai așa că arbitru, comentatorul, o să dau pe mut ca să nu mai l-aud. Bun, hai să încercăm din nou. Faza e că trebuie din mișcare, din așa, trebuie să mergem, din să mergem, adică. Oh my god! Ce centrare frumoasă, doamne, ce centrare. Am făcut braziliana și după a centrat ăla. Așa. Bum. Bun, hai să încercăm cu ăsta. Ha, e greu să o faci, chiar îți trebuie echipier bun, adică îți trebuie un jucător foarte bun sau, nu știu, cred că bunicel. Deci, ne întoarcem, facem așa, da. Ok, o să dăm quit, cam astea sunt schemele care le știu momentan, da. Hai să vă arăt puțin jucătorii mei, portarul e Mr. Georg. Mai am un portar care îl cheamă Beto. După fundașii, Muri. După Cora. După Jake Urighet. După ăștia, sper, ăștia cred că sunt, da, ăștia sunt fundașii centrali. Îi avem pe Afonso Figueiredo. După îl avem pe Freeman, Luke Freeman. După îl avem pe Marco Verti. După Igor Bunigi, ăsta ceva francez. După atacanții avem pe Luig Puyo, după Jackson Fernandez și Jack Hamilton. Bun, cam asta e echipa, am ales 3-4-3. Că, na, am avut-o pe asta la început, dar am ales așa să fie. Mai grupați. Și hai să dăm drumul. Ăștia sunt toți jucătorii care i-am eu.
Pentru că am avut și o dată cu Hexjoc-ul, dar... Da. Bun. Putem să-i facem pe ăștia gri, dar hai să îi lăsăm albastru. Nu, hai să fie gri și noi o să fim... Așa. Bun, să-i dăm drumul la meci. Doamne ajută să câștigăm. Cred că astea, cred că meciul ăsta e cu penaltiuri. Campionat ăsta. Bun. Văd că ei au început mingea, pase la nu știu cine e ăsta. Ok, o să încerc să nu fac faulte. Bun. Dacă cumva nu mai poate portarul nostru, o să-l schimbăm. Ok, pase, o centrare frumoasă. Văd că nu dă șut, dar am recuperat mingea. Bun, o pase. Mai departe la Puyo, Puyo, Puyo. Da, n-are cum să se ducă, că sunt doi fundași în față. Șutează. Și da, a apărat. Ok, aici o să încercăm o centrare, bun. Pentru Ferro, bun. O să încercăm o dribling. Centrăm acolo, opa. Vreau să centrez în care un mic, dar n-am putut că m-a blocat jucătorul advers. Bun. I-am luat mingea lui ăsta, muri. Bun. Și am șutat destul de prost. Dar încercăm să recuperăm. Bun, îl atac cu ăștia, funda și am intrat puțin, dar n-a fost fault. A fost la minge. Bun. Șutăm la portar, să vedem. Portarul o să se demarce puțin, să șuteze mai tare. Ca să ajunge mai repede la poarta adversă. Nu m-am uitat la echipa lor. Ce portar are și chestii, dar nu chiar ne interesează. Ok, nu s-a pus faultul. Bun, șutăm. Ok, îl vedem aici pe Fernandez. Pare da dacă mai greșesc numele, dar... Sunt destul de complicat de citit. Și... Cu capul! O, ce bară! A dat cu capul, bară, fraților. Bun, putea să fie gol. Bun. Out, o să... Îl vedem pe ăsta aici, centrează. Dar centrează peste poartă. Bun. O încercare de dat gol. A noastră. Bun. Ok, și prima repriză s-a încheiat. Ok. Am ieșit puțin din joc ca să-mi revină. Bun. Acum noi începem. Pase. Pasă frumoasă. Ai mei sunt destul de obosiți. Dacă nu mai o să poată cineva, o să facem o schimbare. Să vedem un șut. Ok, blocat șutul. Bun. Ok, o să vină fundașul ăsta. N-a fost... Nimic, stați așa să mut asta de filmat mai sus ca să nu mă încurci la butoane. Bun. Pase. Pase acolo. Ah. Mi-am dat pase la advers, dar a făcut un mic foul. Ok, nu mi-a dat niciun cartonaj galben, pentru că n-avea de ce. Să vedem. Ok. Am intrat din nou tare, dar încerc să nu mai intru. O să fac prin minutul... Hai să facem acum, de fapt, schimbare. Hai să vedem. Nu știu, o să punem ăsta ce e. Fundaș central. O să-l punem în locul lui... Ăsta că e mai puțin mai obosit. Facem schimbarea asta. Nu, mi-a dat roșu, frate. A crezut că e un galben, mă. Nu, aveți șanse de pierdere. A intrat ăsta? Ok. Trebuie să facem la atacant. O să-l punem... Fiți atenți ce facem. La atacant o să-l punem pe stocon ăsta. În locul aici, prima schimbare. Mai facem una și o să-l punem în locul ăsta, pe ăsta. Ok, ăștia doi o să iasă, intră ăștia doi, pentru că le trebuie schimbări, mai ales atacanții. Bun. Stai să vedem. Aici la apărare stăm bine. Avem un cartonaj roșu, deci mai sunt șanse să pierdem foarte mari, pentru că mai avem doar 9 jucători pe teren, 10 cu portarul, pentru că mi-a dat
roșu. O să am grijă să nu mai fac faulte de astea. Am vrut să centrez, dar m-a blocat. Ok. A ieșit cu mingea afară. O să centrăm aici. Centrăm direct și cu un șut. Ce bun a fost șutul ăla, puțin mai în dreapta. Hai să vedem, să vedem din nou. Șutează și puțin mai în dreapta și putea să fie gol. Da. Ok. Văd că ăștia nu prea ne-a dat șuturi pe poartă. Deci o să încercăm să ne apărăm. Apărarea noastră... Ah, am făcut iar un fault. Bun. Cred că mai avem doar două schimbări, cred. Da, cred că două schimbări mai avem de făcut. Mai trebuie să schimbăm fundaș și central, trebuie să schimbăm repede. O să-l punem pe Carson în locul lui ăsta și Iacoponi aici. A, nu pot. Ok. Doar trei schimbări. Nu mai pot să fac nicio schimbare. Asta a fost toate schimbările. Am pus am schimbat pe un fundaș central și doi atacanți. Am crezut că sunt patru, dar de fapt sunt doar trei schimbări. Ok. Poate că o să meargă mai bine jocul și nu mai sunt șanse să ne dea gol. Intrăm frumos așa, fără niciun fault. Ok, deci să ținem minte că avem un cartonaș roșu și este minutul 89. Să nu ne dea gol. Bun, am scos-o. Nu! Și ne-a dat gol spre final, băieți. Cred că cam gata și cu meciul ăsta, pentru că mai sunt 3 minute, dar cam degeaba. Hai să vedem. Un ultim atac. Prost. Și da, am faultat aici. Wow, cum ne-a dat gol așa spre final, nu-mi vine să cred. Să vedem, poate mai avem niște șanse, dar cred că ăsta, arbitru, cred că o să lase ultimul atac. Pasă bună. Și am dat penalti. Bă, dar nu înțeleg jocul ăsta, de ce e de roșu, frate? Adică pentru asta roșu. Nu mi se pare. Hai să vedem, oricum am pierdut. Cam acesta a fost și meciul, băieți. Da, n-am reușit să câștigăm pentru că ne-a dat un gol spre final, a fost și penaltiul acesta și s-a terminat 2-0. Asta este. Eu zic să mai băgăm unul. O să facem așa. Bun. Hai să mai băgăm un meci, să vedem dacă avem să putem să câștigăm și să vedem dacă putem să câștigăm meciul acesta. Ok. Momentan o să fac cam spre final. Stai să vedem puțin. Damage. Puiul ar trebui schimbat. N-am cu cine, doar cu ăștia doi. O să-l schimbăm cu Roberto Igles. Bun. Prima schimbare. Pentru că nu prea mai are energie. Puiul încă n-a ieșit. Șutează, mamă, peste poartă. Hai să vedem dacă putem să ne și noi un gol în acest episod. Să sperăm că da. Să sperăm că ăștia sunt mai slabi. Bun, atacăm. Șut, bine, mă. Ce gol din favoarea lui Diego Fernandez. O să luăm iară, o să ne uităm puțin, să vedem ce gol frumos, ești că a fost Ronaldo, dar nu se coboară cu Ronaldo, adică, na, a doua gol de aici, da, aproape în vinclu, dar n-a fost în vinclu, mai jos de vinclu a fost. Bun, minutul 9 a dat acest jucător gol, deci este 1-0. Bun. Așa cred că o să-i batem. Dar nu înțeleg de ce nu s-a făcut schimbarea.
Ia stai așa puțin. Azi mai... mai trebuie să facem o schimbare la fundașii centrali. Carlos, ok. Ok, o să-l punem pe acesta. Locul ăsta. Ok. Ne-am apărat bine aici. I-am dat pase la portar. Bă, jucător, de ce? Nu sunt buni. Nu prea sunt buni, da? Cât i-am... Na. Ok, s-a schimbat numai că nu mai mai a apărut. Și centrăm, dar... centrăm, șutăm. Dar am șutat foarte prost. Ok. Cap. Hai să încercăm să facem o foarfecă. Dar mai întâi trebuie să se demarce ai mei. Să fie puțin liber. Pentru o foarfecă, pentru ăla... Ha, nu-mi prea mai ieși foarfeca. Ha, da, și foarfeca puteți face cu toți jucătorii. Dar nu știu dacă puteți să faceți braziliana cu toți jucătorii. Cred că da. Ia fiți atenți, băieți, o să încerc să dau gol dintr-o braziliană. Ok. Mergem frumos. Șută, pasăm aici, dar pasăm destul de prost. Ok. Ne-a luat ăsta mingea. Să vedem. Momentan 1-0, minutul 45, un minut la dispoziție. Și cred că o să mai lase doar asta, da? Faza asta și gata. Ok. Hai să ne apărăm. Nu cred că o să mai vezi ce se face. Văd că e doar unul care eu. Și ne-a dat și ei gol. Pentru că, ai mei, v-am zis de ce sunt, nu prea sunt bun, pentru că era doar un fundaș, frate. Doar un fundaș acolo. Ok, putem să șutăm că oricum s-a terminat. Prima repriză. Hai să începem cu a doua. Acum o să fiu mult mai atent, pase. Pas acolo, bun. Dribbling frumos. O braziliană și... Wow, mamă, dacă era gol ăsta... A făcut o braziliană și a dat cu capul. Faza e că a fost offside. Vedem, uite aici, a fost offside, nu? Au ieșit ăștia. Adică, băieți, nu prea știu să vă explic ce e la offside, chiar și dacă mi-arată. Să vedem! Șutare și bine, frate, gol! Bine, fraților. Ce bine. Ce bine. Uite, uitați-vă din nou. I-am venit. I-am luat mingea. Aici n-a fost fault. Portarul trebuia să iasă la minge, dar a decis să stai acolo. Și după cu un șut tare a sărit, dar a fost din bară gol. A fost, cum s-ar zice, un șut de la bombardat. Să vedem aici, ne atacă ei. Am dat puțin faul, dar nu ne dă nimic. Stați calm. Bun. Momentan este 2-1. Șutăm. Nu o să schimbăm portarul. Dacă ne dă, dacă o să mai ne dea cumva un gol. A, ce pasă proastă am dat și eu. Ok. Nu mă las, trebuie să fac cu braziliana să dau gol. A trebuit ei să schimbe portarul, nu prea așa bun. Bun. Și șutare, șutare! Nu. No. Când faci braziliana trebuie să fie maxim 2 oameni în față, că ăla o face și ăla dă cu șutul sau cu capul. Ok. Hai măcar 3 goluri să dăm. Nu, no, ne întoarce că n-avem cum. Îi dăm paselul ăsta, să vedem o centrare. Și da, centrarea a fost eșuată. Mai încercăm o centrare pe poartă.
Bună centrare. Fix cu exteriorul s-a dus. Putea să fie un gol dintr-o centrare. Bun. Nu prea. Tot continuă să ne atace ăștia. Să vedem, încerc să nu fac fault. Ok, a ratat. Minutul 90, să vedem. Cam ultimile faze. Să vedem câte minute avem. Ok, nu mai ne-a dat minute. Asta a fost meciul, băieți. 2-1, am câștigat. Primul meci l-am pierdut, dar al doilea l-am câștigat. Cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul și de like. Și noi ne revedem data viitoare.